Bine, astăzi să facem pulpe de miel din fața. Începem cu pulpe. Este pulpe ce m-am fasonat înainte. Trebuie să facem ca o rulada și oase trebuie să lasă pentru prezentația. În primul rând trebuie să ia de praz în tava. Morcov poate să intre în cuptor, să face un fel de sos. Ceapa pe 4, usturoi, întreg cu coaja, cu toate lucrurile acolo, se mestecă, se simte de aromele. Rozmarin, întreg așa, peste, cimbru, câteva frunze, puțin foi de dafna, 2-3. Tot timpul trebuie să mestecați, să iasă tot aromele. Piper negru zdrobit, boabe de coriandru, cuțișoara așa, batonul, tai pe jumătate, cam așa. Să începem să facem sosul, marinata, da? Pentru miel. Se ia rozmarin, cum tăiem murun de rozmarin și cu cimbru, facem puțin usturoi, puțin sare și tocam. Puțin boia, piper negru zdrobit, sare, cardamon, foarte puțin și nu cu șoara. Ulei de măslină, coaja de portocale, foarte, foarte fin, la mai celălalt lucru, puțin menta și acum trebuie să mestecat. Trebuie să mestecat foarte, foarte, foarte bine. Dacă puteți să facem marinada asta înainte, aproape 3-4 ore, se lasă la frigiderul. Acum totul se intră în mielul. Ficat de miel proaspete. E foarte important să intră în pulpă de miel. Avem aici sfoara. Să facem o rulada. Cum noi se legăm, legat de pulpe. La început foarte tare așa și legat. Asta e rulada. Să facem rulada peste legume. Acum sare, piper, cardamon încă puțin, să fie gust și interior și exterior, ulei de măslină, puțin vin alb și acum trebuie să facem puțin masaj cu toate. Acum mielul este gata, se intră în cuptor la 180 de grade. Cuptorul pornit de la început, o oră jumătate. Mielul este gata, sos a ieșit maro închis, așa trebuie să fie. Trebuie să scoate fiecare bucată cu foarfeca. Noi tăiam de sfoara așa, sosul trebuie să fie primul rând să te curat. Așa, se lasă la fiert puțin, aproape 20 de minute, asta se cadă, adică să fie reduction. Să tăiam de miel. Așa, ia acum de miel, așezam una așa, una lângă, așa. Acum ia tigaia, puțin ulei de măslină. Avem aici cartof franțuzesc, este deja fiert pe jumătate, se puțin al dente. Se tăiam de cartof pe jumătate, gram de cartof în tigai, împreună cu celălalt, întreg, piper negru zdrobit, puțin rozmarin, puțin cimbru, amestecat, sare, cartofi să fie crispy, crispy, puțin maro, mai închis. Tot timpul trebuie să amestecat lucrurile, cartofi este gata. Acum, noi trebuie să așezăm cartof lângă miel, sos de miel, peste miel, nu pe cartof, numai pe miel, foarte puțin. Și restul se servește la masă, noi decoram puțin cu rozmarin, frunze de rozmarin, puțin cimbru, așa aruncatul, ulei de măslină, după aceea așa, mielul nostru este deja gata, deci am pulpe de miel umplut cu ficat, cu mirodenii, este și cartof cu rozmarin, toate lucrurile, vă doresc foarte mare!